Bun. Și din lipsă de spațiu ar fi cam așa ceva. Revenim. Cum ar veni bugetul primăriei? Din cauza faptului că s-au mers cu camioane pe linia de tramvai pentru festivalul de jazz, festivalul de Moș Crăciun, cuplete d'albe, a venit cu caravana, frate. Așa. Fără nameți, fără de toate. Așa. Primar a nimerit. Hai să-i punem. Punct. Fondurile europene au fost accesate, dar datorită faptului că s-au făcut împrumuturi exorbitante la primărie, primăria a fost nevoită să refinanțeze, frate. Punct. Bun. Și ca să refinanțeze, s-a dus la bancă, a luat bani, iar acum toate drumurile sunt mai proaste decât pe ulița de la sate. Așa că nu prea mai sunt bani. Și pur și simplu primăria intră în colaps financiar. Știi? Din ce în ce mai bine. Sună din ce în ce mai bine. Se schimbă președintele Consiliului Județean. Am venit de la Călăraș. O să pare că lângând sau mai știu eu ce. Și am găsit în Prahova Călăraș. Păi, nici n-am început să avem Călăraș. De-abia de acum începe Călărașul. Cu drumuri proaste ca în Călăraș, sărăcie ca în Călăraș și toate cele ca în Călăraș. Rămâne de văzut ce se întâmplă după, pentru că, na, ca să repar drumurile proaste, drumurile și amintirile, la, așa, trebuie să faci finanțe. Doar nu o să facă prefectul. Și bun, și acum vine și bugetul prefectului. Toate cele. Și al subprefectului pentru coronavirus, pentru vaccinare, pentru toate cele. Din ce în ce mai bine. Viitorul județului va arăta foarte bine. O zi plăcută. Să aveți!